Suntem încă în postul Paștelui cel mai greu și mai lung din tot anul. Un studiu arată că peste 70% din populație dorește să respecte perioada de abstinență într-o formă sau alta. Și gălățenii țin post și caută în piețe prețurile cele mai bune. M-am mărturisit, m-am împărtășit bine, te simți... Noi suntem mai bătrâni, te simți mai bine, mai liniștiți, pretești, parcă pentru copii să ne rugăm, pentru toți așa. Și acum vreau să încep înapoi, dacă nu aș Dumnezeu, să mă refac la stomac, mi-a dat ferea peste cap, că și postul este foarte pretențios și noi la o vârstă nu mai ne permite organismul să mâncăm orice vrem. Da. Cu toate că părinții noștri care au fost, când începea postul, punea toate oalele de dulcile, opărele, puneam pod, le scotea pe alea la alte de pământ, cum spunea la țară, le opărea și mânca și fără ulei, fără nimica, dar acum dacă toate sunt ratate, toate sunt cum sunt, ne afectează și pe noi. Așa cât se poate, mamă, nu-i păcat. Păcat e să faci rău. Acum eu nu mă plâng, pentru că oricum am o pensie bună. Dar când mă uit la televizor, îmi stric toată ziua, lumii necăjită, 8 copii, ce fac ăia? Dar n-au ce face, că n-au de unde iau și ei preț mare și nu se poate. Au zis că scad TVA-urile, n-au scăzut. Misiune grea pentru enoriași, având în vedere că alimentele s-au scumpit continuu de la începutul anului. Costul unei zile de post pornește de la 20 de lei dacă e ținut doar cu câteva legume, iar vânzătorii nu au observat o creștere a vânzărilor în această perioadă. Potrivit a mers. Să știți că din ce începe asta s-a din Țivina, nu știu, foarte puțin. Eu țin locul la băiat, care el vinde aici și a plecat câteva ori unde la socră sau copilul. Dar nu mai merge cum mergea înainte, nu mai e piața noastră care a fost înainte. Sunt și gălățeni care nu optează pentru un meniu de post, însă aleg să mănânce legume și fructe care au umplut piețele. Trufandalele primăverii ard însă la buzunar. 10 lei este un kilogram de castraveți, 3 lei o legătură de ridichi, iar urzicile și spanacul, atât de apreciate pentru proprietățile curative, depășesc de multe ori bugetul gălățenilor. Pentru a-și stăpâni totuși poftele, gălățenii merg la cumpărături în piețe, unde speră la prețuri mai bune. Pentru perioada asta destul de bune. Față de alte zone. Ați cumpărat toate trufandalele primăverii? Da. Mă bucurați că avem mai parte de bogății. Da, asta îi spuneam soției, că e foarte bogată piața. Postul este o perioadă grea și pentru pofticioși, dar și pentru cei cu buget limitat. Mai este însă mai puțin de o lună până la Paște, când românii vor scoate bani grei din buzunare pentru o masă îmbelșugată, căci se preconizează că și carnea de miel va fi mai scumpă decât în alți ani.